Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Mârza și vă prezint jurnalul Știi TV. Un nou terminal de plecări a fost inaugurat astăzi la aeroportul Transilvania Târgu Mureș. O suprafață de 600 de metri pătrați a fost reabilitată într-o perioadă de 6 luni. Valoarea totală a lucrărilor este de 2 milioane de lei și a fost suportată de Consiliul Județean Mureș. În această dimineață a fost inaugurat noul terminal de plecări al aeroportului Transilvania Târgu Mureș. Autoritățile intenționează ca anul viitor să optimizeze traficul auto din jurul aeroportului prin construirea unui drum paralel cu drumul național ce trece prin fața aerogării. Investiția s-ar ridica la suma de 3,5 milioane de euro. Suntem în faza realizării studiului tehnic și a planului urbanistic zonal pentru a desena un trafic al autovehiculelor care intră și ies din aeroport. Avem și proiectul pentru sensul giratoriu din fața aeroportului. Există totuși posibilitatea renunțării la sensul giratoriu. Intrarea s-ar putea face printr-o bretea din sensul giratoriu situat înaintea aeroportului. Prima ieșire ar fi pentru parcul industrial, iar a doua special pentru aeroport. Investiția pentru terminalul inaugurat astăzi a venit de la Consiliul Județean și a fost de 2 milioane de lei. În prezent, aeroportul internațional Transilvania operează 13 destinații internaționale prin 3 operatori aerieni, Tarom, Wizz Air și Ryanair. Compania Tarom revine pe aeroportul Transilvania din 17 noiembrie cu 5 curse săptămânale față de 3 câte erau operaționale până în prezent. În primele 10 luni ale anului, aeroportul internațional Transilvania a deservit 306.379 de pasageri. În primele 10 luni ale anului 2013, aeroportul Transilvania a depășit numărul de pasageri deserviți pe tot parcursul anului 2012. La sfârșitul acestui an se estimează depășirea cu 7% a pasagerilor deserviți de aeroportul Transilvania în anul 2012, atingând cel mai mare număr de pasageri din istoria aeroportului Transilvania. Alocația pentru copii rămâne la 42 de lei pe lună. Susținerea cu 100 de lei a copiilor care urmează activități de tip after school a fost trecută cu vederea de reprezentanții puterii. De asemenea, ajutorul de 500 de lei pentru nou-născuți nu va fi acordat. Iată doar câteva dintre acțiunile guvernului care l-au determinat pe senatorul PDL de Mureș, Marius Pașcan, să spună că femeile și copii sunt pedepsiți de guvernarea USL. Acesta a arătat într-o conferință de presă de astăzi că, deși guvernul preponderent socialist clamează că nu are bani pentru copii, acesta se pregătește să mărească prin ordonanță de urgență salariile primarilor, a viceprimarilor, președinților și a vicepreședinților de consilii județene. Vă informez că, din punctul meu de vedere, este absolut revoltător și penibil, rușinos să elimin orice posibilitate de ajutor a copiilor, chiar a celor cu merite deosebite, fără nicio perspectivă apropiată pozitivă. Mai precis, alocația copiilor rămâne la 42 de lei prin avizul negativ din partea Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială. Proiectul privind susținerea cu 100 de lei a copiilor care urmează activități de tip after school a fost trecut cu vederea de reprezentanții puterii. La acestea se mai adaugă neacordarea ajutorului de 500 de lei pentru nou-născuți. Am ajuns acum să discutăm un proiect al unor parlamentari USL la nivelul Senatului privind alocația de stat pentru copii, care propune majorarea de la 1,8 la 1,9 lei pentru copii între 2 și 18 ani și de la 7 la 8 lei, între 7 și 8 lei pentru copii între 0 și 2 ani. În acest timp în care sunt pedepsiți copiii, fiindcă nu reprezintă
un interes electoral, din păcate ei nu votează. În condițiile în care în România la ora actuală se înregistrează un minim istoric de nou născuți de 195.000 anual, ceea ce înseamnă o accentuată scădere demografică. Țara noastră se află pe locul 168 în lume, chiar după state din Africa, în ceea ce privește raportul dintre alocația primită de copii și PIB. În cazul menținerii acestui ritm, România este amenințată de probleme grave ale sistemului social, deoarece piața muncii și bugetul de sănătate și de pensii vor trebui suportate tot mai mult din bugetul de stat. De asemenea, Pașcan a menționat și împovărarea femeilor prin intenția guvernului de a crește vârsta de pensionare la 65 de ani, egală cu cea a bărbaților. Femeile au un perpetu loc de muncă, atât profesional cât și acasă, casnic, ca mame, soții. Deși se plânge că nu are bani, guvernul intenționează creșterea salariilor primarilor, a viceprimarilor, a președinților și a vicepreședinților de consilii județene, dar și acordarea de sporuri substanțiale pe lângă pensie foștilor diplomați în valoare de 3.700 de lei pe lună. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este de acord cu trecerea patinoarului în administrarea municipiului Târgu Mureș. În urmă cu ceva timp, senatorul PDL de Mureș, Marius Pașcan, a chemat la solidarizare politicienii și parlamentarii cu privire la acest subiect, ținând cont de faptul că municipalitatea are nevoie de un patinoar pentru a se putea asocia cu clubul sportiv al armatei Steaua Rangers, care și-a exprimat dorința de a-și desfășura activitatea la Târgu Mureș. Această colaborare ar aduce un nou câștig prestigiului orașului și a județului. Clubul sportiv al armatei Steaua Rangers dorește să-și desfășoare activitatea la Târgu Mureș într-o asociere cu Consiliul Local, însă pentru ca acest lucru să fie posibil, administrația locală are nevoie de un patinoar. Deoarece investiția privind patinoarul și sala multifuncțională de la Târgu Mureș stagnează deja de câțiva ani, primăria Târgu Mureș a trimis o adresă ministrului Tineretului și Sportului, Nicolae Bănicioiu, prin care s-a studiat posibilitatea și disponibilitatea trecerii acestui patinoar în proprietatea sau administrarea municipalității Târgu Mureș. Se dorește ca acest patinoar acoperit și cu sala multifuncțională, pentru că ea așa a fost gândită, să fie transmisă primăriei Consiliului Local, respectiv municipiului Târgu Mureș, iar toată investiția privind finalizarea lucrărilor constând în ceea ce mai impune, mobilier, dotări, să revină orașului. Există deja printr-o adresă deja exprimat punctul de vedere al primăriei, prin semnătura domnului primar, care este dispus să preia continuarea acestei investiții. Răspunsul de la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nu a întârziat să apară. Acesta este de acord cu interpelarea senatorului Pașcan. Referitoare la preluarea în administrarea patrimoniului a patinoarului acoperit și a sălii sportive multifuncționale de către municipiul Târgu Mureș, vă comunicăm următoarele. În cadrul procesului actual de descentralizare și de transfer către unitățile administrativ-teritoriale a obiectivelor și a patrimoniului de interes local, aflate în momentul de față în administrarea ministerelor, Ministerul Tineretului și Sportului este de acord cu trecerea în proprietate administrarea municipiului Târgu Mureș a patinoarului acoperit din această localitate. Ca Târgu Mureșul să aibă un patinoar nu este doar o condiție pentru colaborarea cu clubul sportiv, ci și o soluție pe termen lung care va lua de pe umerii guvernului continuarea lucrărilor și a mobilării acestui spațiu. Dacă patinoarul va fi trecut în administrarea primăriei, aceasta își asumă și suportarea viitoarelor costuri necesare până la finalizarea sălii. Vicepremierul Liviu Dragnea a enunțat public principiile prin care este nevoie de reorganizare administrativă, sporirea atribuțiilor și competențelor locale prin regionalizare, descentralizarea și transferul către unitățile administrativ-teritoriale a obiectivelor și a patrimoniului local aflate la momentul actual în administrarea ministerelor, astfel că trecerea patinoarului în administrarea primăriei Târgu Mureș se supune acestor cerințe. Astfel, Târgu Mureșul va beneficia atât de dezvoltarea sportului în masă, dar și de dezvoltarea echipei proprii a orașului prin colaborarea cu Steaua Rangers. Urmează știrile din sport. BC Mureș are un nou jucător. Canadianul Brown, fostul jucător al Timba Timișoara, s-a alăturat Tigrilor. Momentan, Cirici este grav accidentat și nu va putea evolua până la play-off. Însă oficialii echipei au dat asigurări că există loc pentru ambii jucători în echipă.
BC Mureș a realizat un nou transfer de senzație. Canadianul Denham Brown, născut la 6 ianuarie 1983 la Toronto, a fost prezentat astăzi în cadrul conferinței de presă. Brown poate evolua pe mai multe posturi, dar opțiunea este poziția 3 pentru a suplini absența lui Ciric, care va lipsi o mai lungă perioadă de timp datorită unei accidentări la genunchi. Noul nostru jucător, Denham Brown, a mai jucat în România și este opțiunea noastră pentru poziția 3, având în vedere că Ciric are o accidentare care necesită un timp îndelungat de recuperare. Și aș vrea să-i urez bun venit în România. Welcome to Romania. Welcome to Târgu Mureș. We chose him because we know that he's good and we have the big problem with the present save with Ciric. He will be out for a few months. Mă bucur că am reușit să găsim un jucător puternic pe poziția 3, chiar american, e un jucător care poate face diferența într-o echipă. I want to thank the club, Târgu Mureș, president and coach and also the staff for bringing me back to Romania. I just find this league is a very good league. It's up and coming and has great potential. You know, I know this club very well. I know the fans. You know, I sort of know how coach's style is and I think I'll be a great fit on this team. Denham a trecut pe la mai multe echipe de top din Europa, precum Galatasaray Cafe Crown, Turcia, Tisetan Takantu, Italia sau Asseco Procom din Polonia. Ultima oară a evoluat pentru Timba Timișoara, de care s-a despărțit în urmă cu o lună, el jucând 20 de meciuri în Liga Națională de Basket Masculin. Brown a fost draftat în NBA de Seattle Supersonics, dar nu a evoluat decât în presezon pentru echipa americană. În timpul colegiului a câștigat un titlu național NCAA, înscriind în unele partide și peste 100 de puncte. Ciric este accidentat serios și nu va putea juca timp de 3 luni, astfel că va putea evolua doar în jocurile din play-off. ASEA Târgu Mureș va juca mâine un joc amical în deplasare cu U Cluj-Napoca. Deși următorul meci trebuia să fie jucat împotriva celor de la Metalul Reșița, sâmbătă 16 noiembrie, acesta a fost amânat pe motivul convocării a 2 jucători ASEA la lotul național pentru jocul cu selecționata Germaniei. Partida cu Metalul Reșița din prima etapă a returului, care trebuia să se dispute sâmbătă 16 noiembrie, a fost amânată. Clubul nostru a solicitat acest lucru în urma convocării la lotul național U21 pentru partida oficială cu Germania a jucătorilor Claudiu Bumba și Alexandru Dan. Profitând de amânarea jocului, echipa noastră va întâlni într-un amical pe U Cluj-Napoca. Partida va avea loc vineri, 15 noiembrie, de la ora 13, pe terenul Clujana din Cluj-Napoca. Meciul Metalul Reșița a ASEA Târgu Mureș se va disputa miercuri 27 noiembrie de la ora 14, intermediară între partidele de pe teren propriu cu UTA din 23 noiembrie și cu Olimpia Satu Mare din 30 noiembrie. Echipa națională de tineret a României întâlnește în data de 19 noiembrie de la ora 19 pe stadionul Marin Anastasovici din Giurgiu, selecționata Germaniei într-o partidă contând pentru grupa A6-a de calificare la turneul final al campionatului european Under 21, ediția 2013-2015. Iată și prognoza meteo. Acestea au fost știrile locale. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. La revedere!